Suntem la început de mai, sunt 12 grade, afară plouă, este o vreme de toamnă. Acestea sunt știrile meteo transmise pe beautybarometer.com. Da, iar avem ploaie. Deci, acum două zile m-am urcat într-un elec, erau 26 de grade afară și domnul șofer mi-a spus că o să pornească aerul condiționat la maximum, pentru că și lui era foarte cald. Și dacă acest lucru mă deranjează și am zis nu, porniți la ultra, super, mega freezing, dacă se poate, pentru că era extrem de cald. Bun. Iar astăzi sunt cu tricou și mi-am luat și o chestie de asta pe mine, așa, ca să stau mai îmbrăcată, pentru că stau cu geamul deschis. Îmi place aerul umed de afară, dar nu îmi place frigul. Și acestea sunt șosetele flaușate pe care eu de obicei le folosesc în lunile noiembrie, octombrie, noiembrie, cam atunci, până începe căldura bine în sistemul ăsta de încălzire al blocului și atunci nu mai am nevoie. Dar acum este chiar mai frig decât este la mine în casă în decembrie și în ianuarie, pentru că nu mai avem căldură, iar afară este o vreme complet anapoda. Nu mă înțelegeți greșit, n-aș vrea să vină căldurile alea horror în București, de aia nu vă recomand să veniți în București în perioada iulie-august, când este irrespirabil. Se încălzesc foarte tare clădirile, cimentul, totul și aerul devine pur și simplu irrespirabil. Chiar dacă pe meteo vi se spun 28-29 grade, în realitate sunt 32-33 de grade, pentru că tot ce se încălzește, mă refer clădiri, ciment, totul emană căldură și atunci este și mai irrespirabil. Dar să revenim la misiunea acestui canal de YouTube și anume zona de frumusețe. Și am să vă arăt ce am primit recent de la Paula's Choice, un alt PR kit din partea lor, care m-a bucurat foarte mult. Odată, pentru că aici, în această cutiuță, eu sunt cu geamul deschis, se mai aud de afară zgomote. Acest produs pe care eu deja l-am terminat în primul tub, adică am mai terminat un tub din el. Este un produs tratament de buze. Și să vi-l arăt încă o dată, pentru că nu mă deranjează. Mi-l pot aplica de câte ori e nevoie. Se apasă un pic, foarte un pic aici. Și cu acest aplicator, odată se vine pe buze, dar se vine și în zona de pe lângă buze. Pentru că, după o anumită vârstă, se fac aceste riduri în jurul buzelor. Da? Pentru că folosim gura să vorbim toată ziua, să mâncăm, să ne exprimăm, da? Ei, peste ăsta se vine cu ruj sau cu balsam de buze. Îmi cer scuze, dar trebuie să mă duc pe balsamul de buze. M-am dus să-l iau direct din geantă, uite așa fac, îl scot, cred că până la urmă mai trebuie să-mi cumpăr unul ca să am unul în geantă și unul pe... De fapt trebuie să-mi cumpăr unul pentru că acesta l-am primit din partea Imar Skin. Ei, un mic impediment la acest produs. Impediment pe care mi l-ați spus și voi, că inițial eu am crezut că doar este observația mea personală. Eu fiind o persoană extrem de sensibilă, nesuferită în anumite situații, adică eu știu lucrurile astea, în materie de mirosuri, de texturi. Cred că dacă vrei să faci la modul cel mai serios, dacă vrei să faci o testare cu cea mai sclifosită persoană în materie de texturi, de mirosuri și așa, mă iei pe mine. Dacă trece testul de mine și nu glumesc asta, de-aia m-am și numit Beauty Barometer când am gândit eu acest vlog. Dacă... Ce-i găsit, Max? Max, ori sughiță, ori o să vomite. Ceva câine mai vomită din când. Deci, are un miros un pic ciudat și de asta folosesc și acest balsam care este ceva mai plăcut ca textură și miros. Nu cu un miros ciudat. Este un miros cu adevărat mirosul ingredientelor de aici. Deci brandul Paula's Choice nu folosește parfumuri, nu folosește nimic care să fie, știi, contra acelor reguli de skincare foarte așa, foarte meticuloase. Da? Totul trebuie să fie foarte, foarte sigur pentru ten. Ei, numai că lucrurile astea care sunt foarte, foarte sigure pentru așa, nu miros întotdeauna plăcut. Am așa, un... Și asta mi-a mai semnalat două persoane care mă urmăresc, mi-au scris chiar pe când am pus stories, mi-au scris mesaj privat și mi-a zis, Ana, ne place și nouă, dar miroase tare.
nu știu, adică când te dai cu el pe buze. Da, ăsta este impedimentul, dar am explicat soluția. Oricum, peste tratament trebuie să veniți cu un balsam de buze și atunci poți să alegi un balsam de buze care să-ți placă mai mult. Poți să alegi, uite, câteodată o mai dau cu ruj la Petit Robe Noir de la Guerlain sau chiar cu Rouge, care are așa o textură și un miros mai plăcut. Deci ăsta este singurul impediment, ca să lămurim treaba. Iar următorul produs, pentru că e vorba de peptide, e vorba și eu de o relansare din ce înțeleg eu, Procolagen Multipeptid Booster. E un produs cu 6% peptide complex. Bine, peptidele, v-am mai povestit despre ele, cred că în ultimul an, ultimii 2 ani. E genul acela de ingredient pe care îl tot caut. Îl găsiți deja pe site, îl puteți cumpăra. Eu nu am apucat încă să îl desfac. Am zis că vi le arăt. Așa arată sticluța și ca de obicei e formatul acela tipic pentru booster, adică ai asta, pompița alături și îl desfaci în momentul când chiar te apuci de folosit. Eu momentan nu mă apuc de folosit pentru că mai am alte produse cu peptide, dar urmează la un moment dat să îl desfac și promit să vă povestesc de el. Dacă ați urmărit cel mai recent live al meu pe contul celor de la Marionneau, am făcut chiar pe 3 mai un live despre skincare și anti-aging și vă spuneam eu acolo că sunt foarte, 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 dar chiar foarte curioasă, că tot vorbim de peptide, de noua cremă de la Lancôme, aceasta, Re-Energie HPN 300 Peptide Cream. Am aici două samples. Cum am făcut rost de aceste samples? Pur și simplu, Lancôme, eu m-am înscris pe site-ul Lancôme. Mi-am făcut cont de client, intenționez să-mi comand ceva la un moment dat, momentan n-am nevoie de nimic de acolo. Și mi-au trimis așa un set, deci nu e pentru influencer, e pur și simplu pentru oamenii, cred că, care sunt înscriși acolo, care au cont de client, fac o campanie de sampling. Nu știu dacă o mai găsiți activă, nu știu când o să pun eu clipul ăsta. Ideea este că mă gândesc că și celelalte parfumerii unde se vinde Lancôme vor avea distribuție din acest eșantion la această cremă. Crema este destul de costisitoare, adică este undeva la 600 spre 700 de lei. Nimic de zis, ambalajul arată bine, dar pe lângă ambalaj îmi doresc, bineînțeles, și eficiență ceva acolo. Textura mi-a plăcut, că am încercat-o în Marionneau, era testerul, cred că eram a doua persoană după vânzătoare care îl încercam. Mi-a plăcut textura, mi-a plăcut că nu mirosea nici ca un produs de medicament așa, ca un produs medical, dar nu mirosea nici super parfumat. M-am uitat, lista de ingrediente este... M-a mai întrebat cineva dintre voi și am lăsat un comentariu. O singură persoană m-a întrebat de crema asta. Lista de ingrediente este cum si cum sa. Nu e nici vai de mine super nocivă și nu știu ce, dacă n-are cum, dar că vorbim totuși despre Lancôme și de un brand care are o anume vechime pe piață și o experiență și teste și alea, dar nu e nici ceva care să spun, mamă, mâine mă duc și dau bani pe ea, gata, mâine o cumpăr. Aqua, glicerin, dimeticon, cetearil, alcohol, teobroma, grandiflorium, seed butter, alcool de nat. Mă, asta nu mi-a plăcut, că alcoolul de nat este chiar pe al treilea rând, aici sunt toate ingredientele. Vă puteți să vedeți și pe site, nu cred că se vede că lucește destul de tare. Asta nu mi-a plăcut, că alcoolul s-a denaturat foarte la început. Acum, și aici sunt păreri și păreri. Am văzut chiar dermatologi care au spus, dom'le, dacă nu ai o sensibilitate anume la alcool denaturat și dacă nu nu ești genul de persoană cu piele sensibilă. Sunt unii care, da, chiar poate să dea cu orice și n-au nicio treabă. Așa, vreau să zic că eu cunosc persoane sensibile la vitamina C, cum cunosc persoane sensibile la niacinamide, de exemplu. Pot fi lucruri și lucruri. Așa. Dar ai totuși acel butter înapoi, înainte, pardon, înainte de acest alcool denatur, care
Ar putea din cauza că e o substanță foarte viscoasă înainte, un unt vegetal, să ai nevoie de alcoolul ăsta denaturat. După aia, în fine, cetearil, izonanoat, niacinamide, e bun, gliceril stearat, pex stearat, izopropil palmitat, octilodecanol, Orbignia oleifera C2, avem iar un ingredient vegetal, tocoferil acetat, și cu ingredientele vegetale trebuie să fiți un pic atenți, pentru că nu tot ce natural e bun. De exemplu, produsele astea care totuși conțin foarte multe, să zicem așa, uleiuri esențiale, cum ar fi, de exemplu, ulei esențial de lavandă, îl duc până la un anumit, adică mă dau azi cu crema, mă dau mâine creme de corp, mă refer. Bă, dar a treia zi nu mai îmi place și de-aia am cam renunțat la produsele care conțin lavandă. De-aia sunt produse, de exemplu, de la L'Occitane en Provence, pe care mi-ar plăcea să le folosesc, dar nu mă simt foarte bine cu acel ulei de așa. Tocoferol, hidroxietil, acrilat, sodium, nu știu ce, în fine, sunt multe, mai mergem un pic că vreau să ajung. Hydrolyzed linseed extract, hydrolyzed hyaluronic acid, după aia un pic mai încolo avem niște adenozină, încerc să mă uit după astea, simonția chinensis batra, adică jojoba butter, cred că eu caut, băi, eu caut peptidele, îmi cer scuze. Stai să mai o dată. Glicocera, da, sorbita, geraniolțim, bă, dar unde-s peptidele? Adică poate sunt, cu siguranță sunt eu prostănacă și nu știu să le decodez de unde sunt. Oligocerin, clospolim, așa. Că zice peptid, unde e peptidul? Adică sunt obișnuită să văd în, pe alte liste, am văzut. Ei, la sfârșit de tot este și fragranț, că trebuie să fie un pic, nu pot să-l lași așa. Băi, dar chiar sunt proastă grămadă. O fi altceva. O fi un... ceva ce nu știu eu să citesc. Dar da, m-am obișnuit să citesc pe produsele astea cu peptide pe care eu le folosesc. Cu produse asiatice. Uite, serul de la Mara Blue, mai ziceți, produse de la, cum se cheamă, Imar Skin, Paula's Choice, da? Unde avem peptida, ați așa că facem o comparație. Bineînțeles, ăsta e un booster. Avem, ia uite-le. În fine, aqua, glicerin, pentilon, pentilen glicol, propanedeon și pac imediat, palmitoil, tetrapeptide 72 amide, CH polipeptide 121, palmitoil, dipeptide, diaminobutiroil, tralala, palmitoil, tripeptide, tridecapeptide 1, adică, nenică, mă duc și eu la ăștia, nu mai zic că dacă aveau și cremele de la Imar Skin și alea sunt la fel. Dar nu numai, produse, tot felul de produse asiatice și chiar am văzut și ceva produse mai ieftine. De aici e ceva care eu sunt proastă și nu văd. Cred că e unde era palmitoilul ăla. Stați să-l găsesc. Ne vedem. Ce? La ruhia luronic, adenozin, trisodium, o fi ăsta, polisorbat, medicon. Simon Giacchini, nu, chiar vreau să, adică mă, chiar vreau să găsesc tripeptida asta, în fine, zice peptid cream, crem anti-aj hot performance, înaltă performanță, adică nu, tocoferiul ce să zic, lupin protein, să fie ăsta, hydrolyzed lupin protein, trebuie să fie ăsta. Mă, dacă e cineva deștept, acum la un foarte, foarte cinstit, o să iau și eu un pic la studiat. Vedem ce scrie pe ăsta. Peptide, peste 300 de tipuri de peptide. Dar unde sunt? Care sunt? Dați să caut. Așa fac, vă arăt exact la cald cum fac documentarea. Hai să intrăm pe site. Cu a intrat pe site-ul la ancom.ro, da? Am intrat pe site-ul la ancom.ro. Adică mie îmi place să dau informația primul pentru mine. Adică, bă, de ok, dau 600 de lei pe crema asta, dar vreau totuși să știu, o fi o proastă. Ceea ce mi-o asum, cremea de față, adică am pățit-o de multe ori. Și-a mai sunat un prieten, ca să zic așa, care mi-a spus, băi, vezi că aia de acolo, aia e. Ia să vedem, scrie de la nu știu ce, triplă ser, ba nu, ăsta e serul, crema. Nu, asta e Energy HPN 300 Peptid Cream. Că înglobează hialuronic peste 300 de tipuri de peptide.
But where it is? O formulă patentată ce conține o nouă concentrație de acid hialuronic, 300 de tipuri de peptide descoperite. Dar unde sunt, mămică? Sunt foarte rău. S-o luăm la capăt. Aqua, glicerin, dimeticon, citerea alcohol, teobroma, aventură, sit, bad, dragonea natural, citerea linia, cinamide, gliceril, pexopropil, palmitat, o fi ăsta. Hydrolyze, lupin, protein, o fi ăsta, pisum, sativum, extract, PX, adenozin. Bă, nu găsesc. Nu, acum la modul serios. Cine se pricepe serios, dacă sunt pe aici, studenți la farmacie, la chimie și mă pot lămuri, că vreau și eu să știu. Dacă nu, în final, cred că o să fac ceea ce mai fac de multe ori, scriu efectiv către brand și întreb, domnule, care e peptida de acolo? Sau care ăla? Că sunt, da. Cel mai mult îmi place, mi se răspunde foarte repede întotdeauna de la Imarskin, mi s-a răspuns de la Farme când am mai pus întrebări, la Paula's Choice când am avut întrebări, la fel mi s-au răspuns foarte repede, la Lancome am avut odată o întrebare și mi s-a răspuns după 6 luni, am întrebat de alcoolul din alcoolul denaturat din serul genific. Și mi s-a spus că așa din echipa de cercetare, ceva de genul că așa s-a hotărât să se pună în formulă acest alcool denaturat. Dar aici este cuvântul meu, dacă eu găsesc peptidele astea. Da. Bun. Mă țin la curent sau dacă nu reușesc eu până la sfârșitul clipului să lămuresc peptidele din această cremă, îmi lăsați voi aici în comentariu și nu știu, dau un suc, o bere dacă trebuie. Mi-a rămas faza cu peptidele pe creier și am luat pe Inci Decoder, am pus frumos toată lista, nu știu ce se poate vedea aici, pe Inci Decoder, faimosul USAI. Și există într-adevăr niște ingrediente pe care ei nu le-au nu le-au în baza lor. Uite, goody, selcom, adenozinul ăsta, ok, adenozinul e un is an important little compound in our body that has a vital cells anti-inflamator, dar n-ar fi neapărat nu spune la niciunul că e ceva peptidă. M-am tot uitat. Ce, așa. În schimb, am zis că sigur în acest Teobroma grandiflorum seed butter ar putea fi. Ăsta este capuasu butter is a fat extracted from the seed of the capuasu tree and stems from the Malvaceae family. In Spain, it's also known as cacao blanco, white cacao, and it's used to make chocolate desserts. Poate, scuzați engleza, dar încerc să-i caut, vreau să caut peptidele alea, vă scuzați, am și o problemuță la căpuț. Și spune totuși un site, simplepurebeauty.com, că acest cu butter comedogenic rating e undeva la 4, meaning that it may clog pores for people with acne-prone skin. Deci cine are acne deja așa, n-ar fi indicat să folosească. Hai să mai căutăm pe celălalt pe care nu l-am găsit și acest hydrolyzed lupin protein, că nici ăsta nu l-are Inci Decoder aici, copii, îl băgăm frumos în Google să vedem ce găsim despre el. Până ajungem să întrebăm un prieten și să dăm mail la Lancome. Este lupin, așa, is a hydrolyzed protein from the seed of the lupin plant. E, ăsta cred că este, da, which are high in proteins and contain 35-45% of all the essential amino acids. E, cred că ăsta, acest lupin este, da, uite că am găsit și hydrolyzed lupin protein, efectiv așa l-am găsit. Hydrolyzed lupin protein is a hydrolyzat of lupin protein derived by acid, enzyme or other method. Da, ăsta pare a fi ceea ce se traduce probabil prin acest complex de peptide. Da, lupin peptide is a blend of pentahexapeptide. Deci el este un ingredient, acest extract din acest lupin are acele peptide naturale. Deci de acolo vine peptida. Hai că a reușit să-mi răspund. Dar mi-ar fi plăcut ca în toată comunicarea asta pe care o face Lancome pe site, sau chiar am văzut că acum sunt influencer care au și primit această cremă ca PR kit,
să spună ceva despre asta, adică nu am găsit, ați văzut cât am stat, cât am consumat timp, mi-ar fi plăcut ca la Lancome să pună chestia asta, fraților, pe complexul ăsta super mega de peptide vine din acest extract de lupin. Ok, nu vă dau eu toate detalii, normal, e un compus brevetat, un ingredient brevetat, dar hai să te lămuresc și pe tine, consumatorule, care stai să te gândești, băi, am în acest moment 700 de lei, îi dau pe crema asta sau mă duc la Paula's Choice sau mă duc la Imar Skin sau mă duc pe Glorious.ro sau mă duc la alte branduri care au produse cu peptide și mai departe. Ok, cine va fi fan? Cine este fan Lancome, care zică, no matter what, eu orice scrie Lancome am luat, pentru că așa cum cred că fiecare dintre voi are un brand ăsta pe care fiecare persoană care consumă produse de skincare la un moment dat se atașează de un brand și spune, nu contează ce e. Scrie Lancome, scrie Guerlain, scrie Clarins, să-l cumpăr. Așa cum am făcut eu cu Guerlain, de mi-am luat exfoliantul cu acid glicolic și nu știam de ce mi se roșește fața și m-au strâns până când am văzut ce e. Că nu mi-aș fi putut imagina că Guerlain poate să pună acid glicolic în produse. Și cam asta s-a întâmplat. Deci ne-a lămurit. Asta mi-ar fi plăcut să văd la Lancome. Deci avem acest complex de peptide acolo și eu o să folosesc eșantioanele respective și apoi o să vă povestesc. Am niște colaborări și cu Marionneau și cu Notino care mi-ar permite la un moment dat să-mi iau această cremă, dar vreau să o iau după ce mă lămuresc totuși că din aceste eșantioane mă gândesc eu. Unde sunteți, bre? Unde v-am pus? Hai că atâtea le-am agitat pe aici. Am două eșantioane. Așa cred că o să-mi ajung 4 zile, că din fiecare o să folosesc în 2 zile consecutiv, așa ca să mă lămuresc un pic. Eu fiind și o persoană care folosește atâtea timp creme, eu îmi dau seama mai repede față de alții dacă e ce trebuie sau dacă nu e ce trebuie pentru mine. Și repet, tot ceea ce o să povestesc aici pe canalul meu de YouTube și trebuie să insist pe chestia asta, deși o spun de atâtea ori, este despre mine, despre experiența mea, despre ceea ce simt eu față de produse și cum am pacuit ele. Să trecem pe subiectele pe care plictisitoare, după ce am băgat partea mai tentantă, intrăm pe astea. Cele 3 cărți pe care le citesc în perioada asta. Toate cu semn, pac, pac, pac. Toate sunt cu semne, astea sunt rotația mea de cărți în această perioadă. A terminat ploaia, a apărut așa un pic de soare printre nori. Ia să vă arăt eu pentru ce mă pregătesc. Hai, bani să le plimbă puțin. A sosit iară cutia magică de la parfumat.ro, pentru că în seara asta avem live pe TikTok. Da, pentru că astăzi când filmez este 4 mai, eu acum nu știu când o să pun, clipul ăsta. Ideea este că am impresia că live-ul pe TikTok o să rămână. Nu știu cum se... Nu știu dacă ele rămân, dacă nu rămân. Acum mă gândeam că poate să țin live-ul și pe Instagram și pe TikTok, să stau cu două telefoane. Nu știu exact cum să fac. Da, mai îmi tună acum așa idei. Ceea ce mă bucur foarte mult este că am o colaborare cu ei foarte normală. Ce înțeleg printr-o colaborare normală? Când oamenii, din punct de vedere profesional, se cunosc foarte bine, au încredere unii în ceilalți și atunci nu mai cerem ok-ul pe tot felul de căcățișuri, că sunt și colaborări unde fiecare până la urmă face așa vrea, că fiecare pe banii lui, când e vorba de business, fiecare face cum consideră. Dar e mult mai ușor când lucrează profesioniști cu profesioniști și ne bazăm pe încredere, adică nu stai că... și dacă scrii 3 cuvinte pe Facebook, întâi îmi dai mie înainte și după aia, așa, păi atunci de ce mai angajat? Că eu asta n-am să înțeleg niciodată. Aici avem... lucrăm foarte așa lichid, ca să zic, fluid, doar normal, eu avertizez când sunt probleme, dacă sunt creșteri de costuri, dacă pe partea mea de servicii și așa mai parte și cam atât. Da, nu știu dacă o să rămân, asta mă întrebam și eu așa, dacă rămân, ziceți, rămân live-urile pe TikTok, dacă rămân acolo, că pe Instagram rămân. Ei, va fi un live
pe TikTok cu parfumat.ro, adică eu o să-l fac și mai am aici două parfumuri pe care vi le-am arătat și le arăt imediat. Astea în format full size, despre care vreau neapărat iar să vorbesc în acest, în acest live. Și cu ocazia asta, hai să mai lămuresc o dată. Repetiția este mater studiorum. Repetiția este mama învățăturii. Asta am învățat la cursul de pedagogie, că ca să poți învăța, trebuie să repeți. Parfumurile clonă nu sunt parfumuri fake. Parfum fake era aici, dacă aici ar fi scris Guerlain Samsara, dacă eu încercam, eu, în fine, producătorul, bă, pun în locul producătorului, în locul producătorului sau al comerciantului, fac o sticlă care să semene cu Samsara, așa, și aș fi spus, ia stai să iau eu să vă arăt o Samsara. Donc, voilà, ça c'est Samsara. Aceasta este Samsara. Dacă producătorul, care în cazul de față este parfumat, care face undeva, le fabrică în Turcia și scrie Made in Turkey, data fabricării, data expirării, frumos, toate sunt trecute aici. Da, producătorul ar fi spus aici, pe sticla asta, dacă sticla asta ar fi semănat cu asta și spunea că este Samsara Guerlain, atunci se putea numi, da, tu vrei să mă minți. Dar el nu vrea să mă mintă. Asta este Zen de Santal, este o replică, este ceva care aduce în proporție de 90% cu Samsaraul, da, asta îmi place, că aduce, mie mi se pare că aduce mai bine cu Samsaraul ăla vechi, nu cu Samsaraul ăsta nou. Și asta vă spun pentru că Samsaraul a fost pentru mine primul parfum pe care l-am încercat de la Guerlain. Aveam 19-20 de ani, știu că eram în primul an de facultate, stăteam în gazdă, într-o mansardă, vai mama ei, de pe undeva, de pe la Piața Gemeni, din București, și una din celelalte fete care stăteau acolo în gazdă avea Samsara. Și de fiecare dată când miroseam la ea Samsara, spuneam, ăsta este Dumnezeu al parfumurilor pentru mine. Ăsta este, deci dacă se poate vorbi despre un Dumnezeu al parfumurilor, gândeam ca să-l cunosc pe Shalimar. După aia l-am cunoscut pe Shalimar la vreo 2 ani și mi-am dat seama că e un altă. Așa. Deci Samsara, pur și simplu, l-am trecut prin toate... mi-a trecut prin toate stările. Mi-a trecut prin adolescență, că na, la 19 ani ești pe final de adolescență, mi-a trecut prin tinerețe, mi-a trecut prin tot. Deci am trecut cu Samsara prin o grămadă de etape ale vieții, da? Și atunci îl... aproape mi este visceral, adică îl simt... Samsaraul simt din plin, așa, până în vârful degetelor la picioare. Și asta pot să vă spun că replica Zen Santal mie mi se pare mai apropiată de Samsara, de varianta... Asta e Eau de Parfum? Asta e... Deci mai degrabă, cred că înspre Eau de Toilet. Și... asta este ce am eu aici, este cluță destul de veche, cine e priceput la Guerlain sau acum să mă dau eu deșteaptă a satului că nici nu sunt și să reinventez apa caldă, își dă seama că este o sticlă destul de veche. Ei, deja mi-e milă, o bag în cutie pentru că aici am lumină și asta e o mică comoară, nu vreau să expun la lumină. Ei, vă dați seama că din asta nu folosesc mereu, da? Nu toată ziua bună ziua mă dau cu samsaralele vechi. În schimb cu ăsta, stau relaxată, stau asta, nu fac nicio problemă, îl pot cumpăra și recumpăra. Îl am și în formatul ăla mini, care l-am pe aici pe undeva. Plec prin oraș, că eu asta întotdeauna am o poșetă, chiar astăzi vorbeam, uite, astăzi am vorbit cu doamna Viorica Opriș, pe care pur și simplu, doamne, abia aștept să o văd. Doamna Viorica Opriș, creatoarea brandului Vioris. Și spuneam că eu plec tot timpul în poșetă cu parfumuri după mine, am și parfumuri de la Vioris, am și mini de astea, am și mostre, la mine de aia de multe ori mi-e jenă, gen, să nu intru vreodată într-un magazin de parfumuri de cosmetice, să-mi bipăie ceva și să mă oprească pasnicul să zică că am, dar bine, se vede că sunt sample, se văd că sunt folosite. Ei, și acum mă bucur foarte mult că am acest format de poșetă Zen de Santal și... da. Bun.
care este replică la Samsara și nu trebuie să mă despart de parfumul care îmi place atât de mult. Iar aici e un cutioi. Hai să vi-l arăt. Băi, deci mi-a plăcut de curier, că m-a văzut așa micuță și firavă și zice, aveți grijă că e greu. Și bea acum am realizat totuși că sportul acesta mă ajută. Era un domn destul de... la 1,80 m așa și a zis, doamnă, ușurel, unde vi-l las? Unde? Și eu l-am luat întâi cu o mână și apoi zic, de ce spuneați? El s-a uitat așa la mine. Da, sportul începe să mă ajute. Cu excepția zilelor de ieri și alaltă ieri când am avut nenică o febră musculară pe spate de mi-era. Sincer, vă spun, mi-era că astăzi nu o să fiu capabilă să fac live-ul. Pentru ce? Că mi-era frică de live-ul de-aseară. Zic, mama, să vezi că nu pot să fac live-ul de la Marionă. Dar să știți că după ce am stat aproape o oră, cam 50 minute a durat live-ul, mă durea spatele rău de tot și nu mă simțeam foarte bine. Dar mi-a revenit, am ieșit acasă, am stat în pat, așa arată. Și am avut iata și de data trecută. Nu rămân la mine. Deci, dar n-ar fi asta o problemă, pentru că chiar nu mai am unde să țin parfumuri. Ăsta îmi place foarte mult. Ăsta îmi place foarte mult. Cred că o să vorbesc cu cei de la parfumat.ro să mi-l lase mie pe ăsta. Să-l mai încerc și să vă mai povestesc, pentru că îmi place foarte mult. De data trecută m-am dat cu el și mi-a rămas pe cap. Ăsta, la Acqua di Gioia, replica la fel. Uitați că se și vede. Cu ziua trecută m-am dat din el și de obicei le trimit cutia înapoi pentru că nu am ce să fac cu atâtea parfumuri și oricum orice parfum vreau, când vreau, dacă vreau să încerc ceva, doar vorbesc cu cei de la parfumat și îmi trimit, îl încerc, dacă vreau un sticlă, sticlă și așa. Asta înseamnă din punctul meu de vedere o colaborare reală. Eu știu limitele acestui business, adică îmi dau seama cât poate să ruleze și mai departe pe o piață cum este astăzi. De ce? Pentru că, guess what, lucrez în marketing din 2001, chiar din 2000 aș putea să spun. Și atunci pot să-mi dau seama, știu cum să-mi adaptez felul meu de lucru, iar ei, echipa de acolo de la parfumat.ro, știe că, din punct de vedere profesional, eu niciodată nu fac vreo chestie care să nu fie etică, care să nu fie de logică, adică niciodată nu fac ceva că trebuie făcut sau doar ca să mă dau mare sau nu știu ce. Facem lucrurile pentru că și interesul meu este ca businessul să crească încet și sigur, eu merg întotdeauna pe această rețetă, plus țin foarte mult la comunicarea transparentă și asta îmi place și la ei, că și modalitatea în care ați văzut că ei răspund la comentarii, uneori mai răspund și eu la ei pe Facebook. Suntem, folosesc acest plural de noi pentru că nu vrea nimeni să jignească clientul sau mai știu eu ce altceva. De ce spun asta? Pentru că sunt alții care ne jignesc pe noi și lasă comentarii acolo că voi vindeți niște fake-uri ordinare. Eu îmi primesc în continuare inclusiv mesaje private că ce fel de pasionată și de iubitoare de parfumuri ești dacă tu vorbești despre fake-uri. Care fake-uri? Nu am vorbit despre niciun fake, ăsta nu este un fake. Uite, ăsta nu este un fake. Scrie Gloria Perfume, Purple Line, sunt aici toate datele, unde-i făcut, unde e nu știu ce, iar sticla nu scrie pe ea, nu știu, Thierry Mugler sau... Asta e? Asta e replica la Alien? Da, asta e replica la Alien. Nu scrie pe ea că Alien, vezi că nici nu mi-a dat seama, e Purple Line, da? Asta e, da, seamănă, într-o oarecare proporție, da? Și nu vrem și... Asta și comunicăm pe tot ce înseamnă social media parfumat.ro. Mi-asum în continuare acest plural pentru că fac parte din această echipă care nu sunt angajată, sunt colaborator cu contract și toți vrem ca comunicarea să fie transparentă și de bun simț. De ce spun asta? Nu ne folosește la nimic și nici mie, în propria mea afacere, eu ca om de comunicare, nu folosește la nimic să îngrași porcul când mă prezint, știi? Nu. Eu spun ceea ce știu să fac, ceea ce nu pot să fac. Uite, de exemplu, eu nu știu să fac ads-uri. Nu mă pune să fac ads-uri, că nu-mi place. Am făcut curs, am avut curs de social media, de mi-am luat și certificat, acum m-am înscris la al doilea. Nu-mi place să fac ads-uri. Și m-am și bucurat că am făcut. Aproape am făcut cursul la ateliere Ilba și chiar vă recomand. Pe social media vă recomand cursul unde este trainer Mirela Secan.
cine este pe zona asta de social media, PR, știe cine este Mirela Secan. E un om, în primul rând, foarte... foarte pasionat, foarte dedicat, foarte... Nu mai spun de câte cunoștințe acumulează, este un fel de mini-enciclopedie, nu pot să țin pasul, am încercat-o, câte informații dă ea și... Deci eu am rămas de la cursul trecut cu informații pe care încă nu le-am digerat complet și nu am apucat să le citesc. Asta e și spuneam după curs, păi zic că mie îmi trebuie o lună să stau numai să citesc toate informațiile pe care le-ai trimis tu. Dar oricum ea ne-a dat esența acolo. Da. Și ca să revin la asta, da, sunt colaborator, dar țin foarte mult ca lucrurile să fie transparente. Ca atare, uite, spun de ce parfumuri nu-mi plac. Uite ce parfumuri nu-mi plac de aici. O să vă zic imediat. Dar ce nu-mi plac mie personal. Eu, de exemplu, nu o să mă vedeți niciodată dat cu o clonă de la Baccarat Rouge, pentru că mie nu îmi place Baccarat Rouge. Și puteți să mă... Deci vă spun sincer, dacă vine acum, nu știu, Botic, da? Și îmi spune tătucu, uite, ai sticla de Baccarat Rouge, trebuie să faci un clip despre el, îți dăm 4.000 de euro. Fă clip despre el, că e bun, că îți place, că nu știu, eu nu pot. Îmi stă în gât. Adică nu pot. Pot să le zic, băi frățică, nu pot să vorbesc despre Baccarat Rouge, dar voi aveți alte parfumuri despre care aș putea să vorbesc. Asta, da. Dar eu despre Baccarat Rouge, nu pot. Ei, asta, de exemplu, e o... clonă, practic, nu la Baccarat Rouge, mă scuzați, este la Burberry Her, dar care, mă scuzați, seamănă foarte bine cu Baccarat Rouge, pentru că, guess what, fiind Francis Curgean, nu Curdijan, Francis Curgean fiind creatorul pentru faimosul Baccarat Rouge, el este creatorul și pentru Burberry Her și, bineînțeles, că și replica rămâne în același registru. Da, asta mi se pare ca un Baccarat Rouge mai floral, mai trandafiros, așa mi se pare un pic. Dar sticla... Chiar dacă mie miros, nu-mi place, eu nu m-aș da cu parfumul ăsta. Nu-mi place, adică eu nu mă simt confortabil, nu pot să mă dau cu așa ceva. Sticla, nene! Deci cred că ăștia de la Burberry, dacă ar vedea, deci ăștia de la Burberry, dacă ar vedea sticla asta, s-ar zgria pe ochi. Sincer, adică uitați-vă cum e sticla asta. E metal, e sticlă, e foarte mișto. Adică mi se pare, asta este făcută de World Fragrance World sau, Fragrance World sau World Fragrance. În fine, este un producător din Dubai, Fragrance World, care participă și la multe târguri. Sunt foarte cunoscuți, sunt cu un site bine pus la punct și cu echipă de imagine și de asta, adică tot ce trebuie, oamenii sunt profesioniști. În schimb, haide cu ce care nu-mi place. Era ceva, știu că mie nu mi-a plăcut și le-am și spus celor la parfumat, mie replica la Petit Robe Noir, era nu mai știu care, din Lorina, mie mi s-a părut fâsâită, dar pe de altă parte... nu ai cum să replicezi la Petit Robe Noir, pentru că la Petit Robe Noir are o mare încărcătură de gherlinad din ADN-ul parfumurilor Guerlain, plus are semnătura lui Thierry Vasseur. Băi, nu ai cum. Trebuie acolo o minte avansată. Sunt convinsă că o să apară la un moment dat și o replică reușită la Petit Robe Noir, dar mai este de lucru. Și ce mai aveam eu pe aici? Ia stai să vedem. A, Phantom Femme, care eu nu m-aș da cu ăsta pentru că mi se pare mult prea persistent. Mult prea persistent. Mamică, deci ăsta? Nu, îți ajunge până îți cade părul. Că mi se pare că este nu persistent, este foarte persistent. Nu. Prea persistent. Dar știu persoane care leșină, adică după ăsta, Phantom Femme, la Eva Daniela, parcă cred că după Black Phantom are, nu zic o prostie, așa, că acum deja, nu, deci deja m-a anesteziat mirosul, numai cât a mirosit la dop, vă dați seama dacă eu îmi dau acum un puf din ăsta, că eu nu pot să țin live-ul de diseară, știi? O să vorbesc numai tâmpeni, nu că n-aș mai vorbi câteodată. A, Coffee Intenso mi-a plăcut mult și ăsta este o replică după ceva de la Montal. Ce s-a plăcut cu miroase. Și nu știu de ce, dar mi se pare...
că în raport cu Montalul, pentru că am mirosit și originalul de la Montal, ăsta e parcă e mai puțin de desert, așa, parcă ăla de la Montal e mai desert, e mai cookie, e mai dulce, mă știu, pe când ăsta parcă mi se pare mai... Ăsta mi se pare mai unisex, că oricum ăsta de la Montal toate sunt unisex, dar ăsta parcă mi se pare mai pe genul meu, da. Ca să zic, sunt multe lucruri legate, așa, știi, de parfumeria de replică, parfumeria clonă, dupe, cum se mai spune, dar nu este niciun caz vorba de fake. Și apropo, uite, dupe-uri, mai puteți să găsiți la Zara, că mai Zara face foarte multe din parfumurile de la Zara, sunt replici la așa, Lidl, merit să fii surprins. Chiar vorbeam recent cu cineva chiar și în magazinul Marionu și spuneam de celebra replică la Coco Mademoiselle, despre care a scris la un moment dat și Vogue Franța, că când era la începuturile parfumurilor clonă, parfumurilor replice, a apărut acest termen de parfum clonă, că e mai fancy așa, da? Corect ar fi parfum replică. Așa, și după aia ce mai este, sau copie, da? Ca la tablouri. Nu știu dacă ați văzut, dacă vă plimbați prin muzeele de artă, că mie asta îmi place să mai văd uneori muzeele de artă, vin studenți de la artă. Și în România am văzut asta, și în Franța, și în alte țări. Deci în muzeele de artă, de obicei, vin studenți la artă și stau acolo și fac copii, replici, după tablouri celebre, ca să-și exerseze mâna și ca să înțeleagă stilul. Ei, cam același lucru sunt și astea. Da, deci asta chiar îmi place. Asta chiar îmi place mult. M-am dat și azi dimineață cu... cu el, da? Deci te-a lămurit. Nu vrea nimeni să vă mintă. Nici o companie care face parfumuri clonă, replică și se comunică ca atare, nu asta. Vă mint ăia care pun site-urile alea parfum tester. Toate sunt tester. Așa. Toate costă ori 99 de lei, ori 149 de lei. Toate sunt, zici, căstrase la Xerox și toate încearcă să, adică, imită sticla cât pot ei, așa, numai că parfumul de acolo nu e problemă că n-ar fi persistent și așa. Parfumul de acolo nu știm unde a fost produs, cum a fost produs. Sunt venite așa ușor, ce să mai zicem pe aia, sunt venite ilegal. Nu știu, eu încă mă întreb cum își încarcă, practic, gestiunea aceste firme. Nu știu ca ce vin. Probabil că intră în țară, nu sunt verificate, sunt... Nu pot să-mi dau seama cum intră totuși în România aceste parfumuri, că am văzut acum magazine online. Sau văd pe, chiar și pe, cred că am avut o surpriză neplăcută cu EMAG și asta am remarcat-o numai eu, căutam Dior Midnight Poison și la un moment dat găsesc pe EMAG. Și era ceva, o chestie la 200 de lei și am zis, nu e posibil. Asta se întâmpla anul trecut. Dior Midnight Poison acum se vinde pe eBay la prețuri de 300 de euro, pentru că este foarte căutat, nu căutat, este foarte căutat. Apropo, am să aminte că am lăsat clona la Dior Midnight Poison la Florin de la scent.ro. Dați-i un follow scent.ro și spuneți-i să-mi dea parfumul înapoi, nu fac mișto, bineînțeles că o să mă văd cu el și să-mi-l dea înapoi, că eu îl am împrumutat ca să vadă și el, ca să vadă cât de bine se aseamănă cu Midnight Poison. Este replica pe care o găsiți tot pe parfumatul.ro și același lucru îmi spunea și el de când am mersi. Băi, zice, bă, ăștia fac clone bune de la World Fragrance, zic, eu ți-am zis că le fac. Hei, și că vorbeam de pachete, stai că așa că am mai sosit ceva de care mă bucur super mult. Ăsta e bățul pe care îl folosesc eu în live-uri. L-am luat de pe hol, că am venit aseară de la Marionu și l-am lăsat pe hol. Uitați, așa că trebuie să-l aranjez, să pun calmea la loc. Ca să vedeți și voi, știi? Marea divă. Da, că tot așa lumea zice de noi, astea suntem influenceri, că n-a ne bagă pe toate în aceeași oală. Păi, influencerele astea care nu fac nimic, da, nimic nu facem, așa-i. Într-adevăr, nu arăm ogoare, nu salvăm oameni de la, din accidente, nu suntem profesori și descoperim, nu știu, următoarea invenție care va salva bolile, oamenii de bolile degenerative, da, dar muncim și noi, muncim. Și uite o chestie foarte frumoasă, litera. Zilele aniversare litera.
până la minus 90% reducere, evenimente online cu autori de top, cadou, kit aniversar și transport gratuit. La orice comandă de peste 169 de lei primești cadou, kit aniversar, tote bag ilustrat, mora, plus bestseller Viața ca un rău. Deci asta pe care am, ca un râu, mă scuzați, cu transport gratuit. Promoție valabilă în limita stocului disponibil în perioada 8-14 mai. Deci nu pot să cred. Împlinim 34 de ani și dăm petrecere. Ține de pe 8-14 mai. Credeam că zice de 14 mai, că și eu sunt născută tot pe 14 mai și mă gândeam că eu și cu litera suntem. Dar suntem pe acolo, deci ne facem ziua deodată. La fix. Da, și asta e sacoșica, care vine. Eu am multe sacoșele din astea, eu le mai spăl când se jebășesc. Că, na, de atâta te duci la cumpărături, te duci la un alta, se murdăresc. Și asta este cartea pe care am primit-o, Viața ca un râu. Vocea lirică a lui Shelley Ree este o forță a naturii. Vezi? Mai vă bag un parfum, mai vă bag o carte. Că tot vă arătați înainte și asta e tot de la Litera. Am link de afiliere în descriere și cu acest pachet de cărți care e tot de la Litera. Cărțile despre Coco Chanel, dar nu mai găsiți o grămadă de alte cărți acolo. Și în când în când mai dați bani și pe cărți, vă rog eu frumos. Cât puteți, bineînțeles, dar cărțile vă ajută foarte mult. E ca un fel de fitness pentru creier, cititul. Ca asta tot îi spun lui fiul meu. Da. Autoarea este Shelley Ree, trăiește în Colorado, la fel ca înaintașii ei de 5 generații încoace. Locuiește în munții Elk, din partea de vest a statului, și se simte cel mai bine în vârf de munte. Încep să o înțeleg. Și Viața ca un râu este cartea. Hai să citim așa prima. De la un punct încolo spui codrilor mării, munților, lumii, acum sunt gata. Ani Dilar. Prolog. Închipuiesc ce zace pe fundul negru al unui lac. Resturi aduse de râu, ori azvârlite din bărci, se umflă zdrențuite și moi. Pești botoși își duc în not traiul straniu, departe de cârlig, în inseparabilă respirație și mișcare. Imaginează zburuind de baltă în smucuri, dansând ca niște femei mărunțele neobservate. Oprește-te pe o margine de lac cu vălurele din târcoale pantofilor și chipuieți cât de aproape ești de o lume la fel de tăcută și nepământeană ca luna, neajunsă de lumină, căldură și sunet. Casa mea e pe un fund de lac. Ferma noastră odihnește și ea acolo, încleiată în mâl, cu rămășițele atât de aidoma cu epavă. Păstrăviut se fâție prin cea mai rămas în dormitorul meu și din salonul unde ne adunam, familia împăr duminicile. Grinzi și căprior putrezesc, încălcel de sârmă ghimpată stau ruginite. Pământul cândva fertil se murează de lăsare. Ceva așa, un pic liric, un pic... Partea întâi, scrie 1948-1949, interesant. În 1948 se năștea tatăl meu, care nu mai e. 1948. Nu părea mare lucru de capul lui, la început cel puțin. S-am iertare, a zis tânărul, apucând între două degete unsuroase cozorocul șepcii de baseball roșii zrențuite. Încoace-i spre căminul de bărbați? Așa de simplu. Întrebarea asta banală venită de la un străin murdar care trecea pe strada mare chiar când am ajuns eu la răscrucea cu Nord Laura. Avea salopeta și mâinile murdare de cărbune, despre care am presupus că e ulei de motor sau pușghițe de glot de pe câmp, deși negreala ce ar fi trebuit să mă lămurească. Avea obrajii mânjiți, pielea bronzată lucea printre picurii de sudoare. De sub șapcă îi năpădeau smocuri de păr negru drept. Da, hai să vedem. E începutul, să zic așa, e promițător. Eu v-am mai făcut așa lecturi, că v-am zis, am mai dat un parfum, o bărfă mică, o carte. Știi că e fix ca la copiii mici. Când vrei să îi înveți cu cititul, de exemplu. Îi mai lași un pic pe calculator, mai citesc 10 pagini, mai mâncăm o înghețată, mai ieșim pe afară. Așa și eu cu publicul meu fac același lucru, fix același lucru. Sau cum făceam la traininguri cu oamenii care veneau la traininguri. Mai făceam o glumiță, mai băgam și parte de așa, hai mai bem o cafea, hai ne întoarcem, în așa fel făceam programul echilibrat, trebuia să gândesc chestia asta astfel încât să mă încadrez în cele 8 ore de muncă, să facem și parte de training cu adevărat, dar să facem și un pic de relaxare, pentru că dacă oamenii nu sunt relaxați, nu poți să le bagi pe gât așa informația, da? Deci Viața ca un râu, uitați, Litera împlinește niște ani, sărbătorim 34 de ani, bravo lor! Și, na, ce să zic, mă bucur când asemenea afaceri fac evenimente aniversare și trimit și PR kituri.
deși știu cât de greu este astăzi, mai ales pentru o afacere care vinde cărți. Iar dacă vreți să vorbim de nivelul de bunăstare, uitați-vă la orice scriitor contemporan de ziua de astăzi. Ok, nu vorbim de aia de vând bestselleruri, de rupă, adică se face coadă la librărie, că astea sunt puține. Vorbim de oamenii care scriu cărți de bună calitate, dar care nu sunt atât de populare, da? Nu o să-i vedeți precum vedeți influencerii care au, nu știu, îmi pare rău că îl dau, de exemplu, pe Dorian Popa, dar el mai a venit, care are și case și construiește și case și mașini, nu știu ce. Bine, din punctul meu de vedere, acum uit la modul cel mai uman, să spun așa, de Dorian Popa am înțeles că a trecut prin niște traume cu tatăl, care, în fine, și așa. El acum încearcă să acumuleze tot ceea ce n-a avut când era mic, dar cred că se duce într-o extremă. Lui ar fi bun un consultant de imagine care să-i spună la un moment dat, ok, tu totuși de acum ai ajuns la o vârstă, la un nivel, e momentul să-ți cizelezi felul de a comunica. Și anume, hai să nu mai vorbim despre, nu știu că am înțeles că și despre păcănele am vorbit și despre tot felul de astea. Hai să ne ducem de acum așa frumos, tot cu stilul al tău, hâț și ha-ha-ha și hi-hi-hi, dar hai să ne ducem într-o zonă mai, adică tu acum ești un bărbat care începe să se maturizeze, care are afaceri imobiliare, hai să ne ducem un pic în altă zonă, un pic mai... Nu spune acum că de mâine trebuie să ne vorbească de Schopenhauer și de Kafka, nu. Da, așa, ușurel, să mai aibă și conținut mai lipsit de tot acest circ, știi? Da. Da, uite, ar mai putea să și citească Dorian Popa câte o carte, chiar și câte o carte de asta populară, pentru că pe el îl urmăresc foarte mulți copii, tineri, adolescenți. Eu cred că un băiat de 15 ani, alt drag ar avea așa să citească o carte, dacă l-ar vedea pe Dorian Popa, să spune, bă, firar, hâțu măsii. Bă, gata, frate, astăzi dau și eu și citesc o carte. Și vă fac vlog după aia. Și citește Dorian Popa cartea și pe aia spune, bă, pe mine cartea asta m-a plictisit până aici. Dar uite, în capitolul ăsta era așa. Bă, uite, e mișto scrisă fraza, știi? Sau am învățat un cuvânt nou. Nu știam până acum, de exemplu, că... să-mi vină acum un cuvânt în cap. Nu știam că există acel cuvânt și că înseamnă asta. Păi, uite, am mai învățat un cuvânt nou, știi? Și chestia asta sunt convinsă că venită din partea unui personaj, că până la urmă el este și un personaj, el a creat un personaj, Dorian Popa a creat o altă identitate, este băiatul cu hâț. Nu știu ce să zic. Așa? Ar fi ceva, știi? Adică ar veni publicul acela care vine pentru și zice, stai puțin, stai că nu e chiar așa, adică nu e suficient doar să-ți faci dinți super albi, să te umfli, nu știu ce, să-ți construiești case, să umpli în haine super colorate și să-ți schimbi mașina, că am înțeles că asta se tot schimbă mașina, stai puțin că omul ăsta a început să și citească. Sau, nu știu, s-a dus la un curs de ceva, a învățat ceva, a început să vorbească corect, limba română și așa mai departe, că sunt o felul de lucruri, știi, care ar putea să... pe care el ar putea așa să le bage un pic către publicul lui, pentru că nici el nu o să rămână tânăr pentru totdeauna, știi? Că trebuie să-și pregătească un pic, din punctul meu de vedere, intrarea într-o zonă a maturității pe YouTube. Ia că am vorbit și despre Dorian Popa și despre editura Litera și despre parfumuri. Să știți că mai am un coleg de la Yves Rocher, dar nu știu dacă o să-i fac unboxing tot astăzi, pentru că nu vreau să facă clipul prea mare. Mai spuneți-mi voi despre ce vreți să mai vorbim, că uite, nu v-am mai întrebat de mult. Eu nu prea sunt cu democrația pe canalul meu de YouTube, la modul subiecte. Adică eu aleg subiectele, dar din când în când îmi vine așa câte o idee. Hai să mai întreb și oamenii. Spuneți-mi voi. Uite, serios, lăsați-mi aici în comentarii și dacă, să zicem, sunt 10 comentarii care susțin un anumit subiect într-o anumită zonă, promit că fac clip pe acea temă până cel târziu pe 10 iunie. Ce ziceți? Hai să vedem.